Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi ți-am pregătit taroscopul săptămânii 23-29 noiembrie 2020. Hai să începem! După cum v-am obișnuit, aceasta este o etalare generală. Chiar dacă mă uit la fiecare zodie în parte, este recomandat ca voi să urmăriți atât pentru zodie, cât și pentru ascendent și lună, dar și pentru orice semn zodiacal în care aveți o aglomerare de mai multe planete în harta natală, pentru că de obicei acel semn zodiacal va avea o influență mai aparte asupra voastră. Înainte să începem, vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au abonat, sunteți cei mai tari, vă mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea voastră, toate like-urile, share-urile voastre mă ajută foarte mult și mai ales comentariile voastre, îmi plac foarte mult, le citesc pe toate și încerc să vă răspund tuturor. După cum ziceam, aceasta va fi o etalare generală, este important să iei din ea doar acele lucruri care se aplică pentru tine. Dacă ceva din mesajul meu nu se aplică pentru tine, ignoră acea informație, nu e pentru tine, treci mai departe. Eu nu prezic viitorul, viitorul e în mâinile tale, eu doar interpretez potențialul energetic al săptămânii și vă dau o hartă astfel încât să puteți să luați decizii informate. Indiferent dacă urmărești pentru tine, pentru partenerul, partenera ta, pentru familie, pentru prieteni, nu uita că noi aici nu judecăm pe nimeni, nu dorim răul nimănui și nu folosim informațiile pe care le aflăm aici în scopuri malefice. Noi ne susținem, creștem împreună, evoluăm împreună în toate planurile, mental, spiritual, emoțional și fizic. Bun, și acum hai să scoatem mesaje pentru adevăr, echilibru și pace pentru toate zodiile. O să începem cu Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Energia generală a săptămânii este o arcană majoră, Carul sau Fetonul. Cartea care reprezintă zodia racului. Toate zodiile trebuie să fie mai atente acolo unde au zodia rac în harta natală. Să vedem care casă astrologică va fi influențată pentru fiecare. Nu vă faceți griji dacă nu știți toți acești termeni ce înseamnă. O să explic la fiecare zodie în parte. Lucrurile o să se miște cu viteză. Dacă suntem pe traiectoria corectă de viață, dacă nu suntem pe traiectoria corectă în viața noastră, în destinul nostru, în evoluția noastră spirituală, săptămâna aceasta o să avem ocazia să revenim pe traseul corect, să deviem de la traseul greșit și să facem o corecție în traseul nostru evolutiv. Ca remediu naturist, această carte are în spatele ei cicoarea. Săptămâna aceasta ar fi indicat dacă puteți să renunțați la cafea, să găsiți un înlocuitor de cafea. Cicoarea poate fi un astfel de înlocuitor, bineînțeles, dacă acest lucru nu contravine cu o schemă de tratament, cu anumite medicamente pe care le luați sau dacă această plantă nu vă va înrăutăți anumite boli de care suferiți. Da? Mare atenție aici. Sfaturile mele nu trebuie să înlocuiască sfatul medicului, vin doar ca un layer suplimentar de opțiuni pe care le aveți în viața voastră. După cum v-am obișnuit și săptămâna trecută, o să începem de la coada zodiacului, de la zodia Pești. Pentru cei care sunteți în zodia Pești, aveți ascendentul, luna sau aglomerare de planete natale în Pești. Săptămâna aceasta, cartea pentru voi este Nouăle de Cupe. Carte foarte frumoasă de maturitate emoțională. Pentru cei care aveți ascendentul în Pești în special, dar și pentru cei care aveți soarele sau luna natală în Pești, zodia racului reprezintă pentru voi casa a 5-a zodiacală și guvernează tot ce e legat de creativitate, de romantism, de flirt, relații amoroase, aventuri, artă, exprimarea sinelui, a eului tău interior, bucurie, fericire, fertilitate, relația cu copiii. Combinație foarte frumoasă de cărți pentru nativii din zodia Pești. Pentru voi săptămâna aceasta va aduce o mai mare maturitate emoțională în toate temele de viață pe care le-am enumerat mai înainte. Nouăle de Cupe este o carte de abundență, de stabilitate, de împlinire, de maturitate emoțională și dacă nu ați atins încă această maturitate emoțională care este înglobată în această carte, săptămâna aceasta cu siguranță vă îndreptați cu pași rapizi în această direcție.
aveți susținere de la univers, dar și de la oamenii din jurul vostru. Vă simțiți fericiți, protejați, împliniți, o săptămână plină de bucurie pentru toți peștii. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru nativii din Zodia Pești, pentru săptămâna 23-29 noiembrie. 7 de cupe. Aveți foarte multe opțiuni în fața voastră și nici nu știți pe care dintre ele să o alegeți. Din fericire, toate par să fie opțiuni pozitive, opțiuni bune, opțiuni plăcute, opțiuni care vă aduc bucurie, fericire, împlinire. Dacă nu știți care opțiune să o luați, nu știți în ce direcție să vă îndreptați, da? Pentru că diferența dintre aceste două cărți, între 7 și 9 de cupe, este 8 de cupe, e cartea de mișcare, de direcție. Este elementul care lipsește din această etalare. În schimb, avem o carte mult mai importantă de mișcare aici. Avem carul, avem fetonul. Și asta îmi spune că în această săptămână, peștii, dacă trebuie să ia o decizie și nu știu ce decizie să ia, aveți prea multe opțiuni, toate par la fel de bune, la fel de pozitive și nu știți ce să alegeți, săptămâna aceasta trebuie să cereți ajutorul de la cineva. S-ar putea să fie de la cineva din Zodia Rac sau puteți să vă consultați cu copiii voștri, dacă sunt la vârsta la care puteți să vă consultați cu ei, cu un partener, cu o parteneră sau cu cineva pe care îl cunoașteți de foarte mult timp, din copilărie, din adolescență, din tinerețe, un prieten foarte vechi, care poate să vă dea un sfat bun, să vă facă puțin lumină între aceste 7 cupe, pentru că aici e multă ceață, e multă incertitudine. Toate par, din punctul vostru de vedere, toate cupele astea par la fel de bune și la fel de pozitive, dar lucrurile sunt în ceață. Voi nu vă dați seama cu exactitate care e realitatea, care sunt riscurile și oportunitățile din fiecare cupă în parte și această persoană, acest rac sau această persoană pe care o cunoașteți de mult timp sau copil, unul dintre copiii voștri poate să vă ajute cu o perspectivă nouă, poate să vadă anumite lucruri pe care voi nu puteți să le vedeți la momentul actual și să vă ajute să luați decizia corectă. O energie foarte frumoasă pentru nativii din Pești, aveți foarte multă susținere, aveți doar cărți pozitive aici pe masă. Țineți minte săptămâna aceasta, când nu știți ce alegere să luați, cereți un sfat. Pentru că sunteți înconjurați de oameni care vă vor binele, care vă vor ajuta. Iar dacă e cazul să faceți o corecție în direcția voastră de destin, corectați traseul, nu e nicio problemă. Săptămâna asta aveți GPS-ul necesar ca să faceți orice corecție de traseu e necesară. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi acest mesaj. Sunt foarte curioasă ce alegeri trebuie să facă peștii săptămâna aceasta. Și hai să trecem mai departe la Zodia Vărsător, pentru nativii din Vărsător, cei care aveți ascendentul, luna sau o aglomerare de planete în harta natală în Vărsător. Pentru voi a ieșit luna, cartea care reprezintă Zodia Peștilor. Wow, foarte interesant, aveți două zodii de apă aici în etalare, peștii și racii, casa a doua și casa a șasea astrologică. Pentru voi săptămâna aceasta se activează ceva legat de bani, de banii făcuți din muncă proprie, de banii pe care îi câștigați de la locul vostru de muncă. Săptămâna aceasta vărsătorii pot să-și negocieze un salar mai mare, un venit mai mare, să renegocieze într-un fel termenii unui contract, a unei înțelegeri. Dar înainte să vă aruncați cu capul înainte în această renegociere, consultați-vă cu o persoană de încredere, fie cu un nativ din Zodia Rac sau Pești, sau cu superiorul vostru sau cu un subordonat de-al vostru de la locul de muncă. Consultați-vă cu o anumită persoană de la locul de muncă, ascultați tot ce au de zis toți oamenii, compilați datele și pe urmă trageți-vă propriile concluzii și formulați-vă un plan de bătaie. Atenție aici cu această carte pe casa a doua astrologică a banilor câștigați din muncă proprie, să nu vă creați iluzii. Încercați să fiți totuși realiști, ancorați în realitate, astfel încât atunci când intrați în această negociere sau renegociere contractuală, să aveți toate detaliile bine puse la punct, să nu cereți nici prea mult, nici prea puțin. Să faceți o negociere, o cerere, astfel încât să vă asigurați că va fi și aprobată această negociere în favoarea voastră. Care mediu astrologic? Aici avem
dovleacul și semințele de dovleac, dacă acest lucru nu contravine cu anumite medicamente sau cu anumite probleme de sănătate pentru voi, săptămâna aceasta este indicat pentru vărsători să consume dovleac sau semințe de dovleac. Și hai să vedem o carte de clarificare pentru nativii din vărsător pentru săptămâna 23-29 noiembrie 2020. Două cupe. Foarte interesant. Foarte multă energie de apă aici în etalarea pentru vărsători. Pentru o parte dintre vărsători, săptămâna aceasta nu o să negocieze anumite lucruri la locul de muncă, nu o să negocieze neapărat creșteri salariale, o să negocieze statutul lor într-o relație amoroasă, statutul lor în acest parteneriat. Da, pentru o parte dintre voi o să fie un parteneriat de afaceri, dar pentru o mică categorie dintre voi va fi un parteneriat amoros, o relație de dragoste. Și săptămâna aceasta puneți cărțile pe față, aveți o discuție onestă cu partenerul, partenera de viață și restabiliți parametrii relației voastre. Poate o să aveți niște discuții legate de finanțele voastre ca și cuplu, de ce aduce fiecare dintre cei doi parteneri la masă. În orice caz, toți vărsătorii săptămâna asta o să treacă printr-o recalibrare într-un domeniu de viață. Să nu vă fie frică de aceste discuții, de aceste corecții de traseu, pentru că vor fi pentru binele vostru suprem. Aici acest car, acest feton ne arată că vă îndreptați în direcția corectă, iar dacă e nevoie de o corecție de traseu săptămâna aceasta, este momentul ideal pentru o corecție de traseu într-un parteneriat, că este un parteneriat profesional sau personal, poate să fie chiar într-o relație de amiciție. Aveți niște discuții oneste cu grupul vostru de prieteni, astfel încât să recalibrați fundația prieteniei voastre și să o construiți mai serioasă, mai durabilă pe viitor. O energie foarte pozitivă și pentru nativii din vărsător. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această recalibrare, această renegociere. Vă doresc să aveți o săptămână minunată. Stați până la final, că o să scoatem și din aceste carduri oracol. Și acum hai să trecem mai departe la zodia Capricorn. Pentru nativii din Capricorn, cei care aveți ascendentul, luna natală sau o aglomerare de planete în harta natală în Capricorn, pentru voi avem regele de bâte. Wow, pentru Capricorn avem toate elementele zodiacale. Avem zodiile de apă prin această carte, avem zodiile de pământ, pentru că Capricornii sunt în sine o zodie de pământ, și această carte care îmbină zodiile de foc și zodiile de aer, Capricornii o să aibă o săptămână foarte echilibrată, o săptămână în care au susținere de la toate elementele zodiacului, astfel încât să acționeze, să se miște înainte, să progreseze într-un fel. Și asta este o carte de strategie și de acțiune. Săptămâna aceasta, anumite detalii referitoare la o situație care era incertă, care era neclară pentru voi, o să intre în focus, o să se clarifice, o să vă dați seama de anumite lucruri. E foarte important în prima parte a săptămânii să stați, să ascultați, să fiți atenți la tot ce se întâmplă în jurul vostru, să notați toate aceste detalii, astfel încât pe la mijlocul săptămânii să vă faceți o strategie și spre finalul săptămânii să acționați, să porniți înainte, să-i dați bătaie cu viteză în direcția corectă pentru voi. Hai să vedem o carte de clarificare pentru nativii din Capricorn. Avem aici niște cărți care au vrut neapărat să sară. Ok, 5 cărți. Capricornii săptămâna aceasta vor să se miște, să plece într-o nouă direcție, într-un mod nou de gândire, de unde o să aveți și rezultate mult mai pozitive, din care o să puteți să culegeți toate roadele muncii voastre, pentru că v-ați săturat de această energie de lipsuri și de constrângeri pe care v-au dat-o toate cărți, toate planetele care sunt momentan în zodia voastră. Și odată ce Saturn și Jupiter o să vă părăsească zodia, la finalul acestui an o să vă dați seama că toate aceste lecții au avut un scop. Tot ce s-a întâmplat, mai ales în ultimul an, din ianuarie până acum, v-a făcut mai stabili, mai înțelepți, mai pregătiți să vă mișcați în această nouă direcție a destinului vostru. Poate să fie vorba de dragoste, poate să fie vorba de muncă, avem atât cărți de apă, cât și de monede, de
de bâte, de săbi, toate elementele zodiacale sunt foarte bine aspectate aici, deci poate să fie vorba de orice domeniu de viață pentru capricorni. Și pentru capricorn sunt foarte aspectate parteneriatele. Poate să fie un parteneriat de afaceri, pentru că avem aici și acest 5 de monede. Dacă ați fost trași pe sfoară într-un parteneriat de afaceri, acum, în această săptămână, este momentul să vă faceți o strategie ca să vă reveniți, să faceți cumva justiție în toată această situație. Dar am impresia că pentru majoritatea dintre voi va fi vorba de partenerul sau partenera voastră de viață, pentru că zodia racului pentru nativii din Capricorn este casa a șaptea zodiacală în care se află partenerul, de obicei partenerul de viață, dar poate să fie vorba de parteneriate de orice fel și contracte. Iar dacă ați fost trași pe sfoară cu un anumit contract, ați semnat ceva și nu v-ați dat seama exact ce semnați, săptămâna aceasta puteți să faceți această corecție necesară, astfel încât să transformați acel contract într-unul just, într-unul echilibrat. Nu încercați să folosiți această energie pentru a-i trage pe alții pe sfoară, fiindcă lucrurile o să iasă împotriva voastră, da? Deci dacă încercați să folosiți această energie ca să-i trageți voi pe alții pe sfoară, o să fiți taxați. Energie interesantă și pentru Capricorn. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare, în ce parteneriate, în ce contracte veți face recalibrări săptămâna aceasta. Și acum hai să trecem mai departe la nativii din zodia săgetător, pentru cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de planete în harta natală în săgetător. Pentru voi avem regina de bâte, o energie foarte pasională, foarte sexy. Pentru săgetători, începând cu săptămâna aceasta, soarele vă va transita zodia voastră până la finalul lunii decembrie, până pe 20 decembrie, ca să fim mai exacti. Soarele strălucește asupra voastră și, începând cu această săptămână, este momentul ca săgetătorii să învețe să-și asculte inima, să învețe să-și asculte instinctele. Săptămâna aceasta săgetătorii vor trebui să recalibreze sau să-și reorganizeze viața lor de zi cu zi, acele lucruri mici pe care le fac zilnic. Dacă ceva nu vă face plăcere, nu mai faceți acel lucru. Dacă un mediu nu vă face plăcere să fiți în el, nu mai mergeți în acel mediu. Este momentul să aveți o reorganizare totală aici în lucrurile pe care le faceți. Și după această săptămână să eliminați din viața voastră acele lucruri, obiceiuri, acei oameni, acele locuri care nu vă aduc bucurie, care nu vă aduc împlinire. Această carte vorbește pentru săgetători și despre casa a opta astrologică, despre acele lucruri care sunt tabu, despre transformare, despre resursele financiare ale partenerului sau partenerei voastre, de finanțe, credite, taxe, moarte și renaștere, începerea unor cicluri noi, despre tot ce ține de ezoterism, de astrologie, tarot, cărți, oracol, ghicit și așa mai departe. Săgetătorii încep o perioadă foarte puternică în viața lor, cu foarte mult potențial, cu foarte mult potențial creator, dar dacă un săgetător nu se află pe traiectoria corectă în viața lui sau a ei, dacă nu face acele lucruri care îi aduc fericire, bucurie și împlinire, atunci tot acest potențial creator va fi stins ca niște picături de apă peste o lumânare, va fi stins și se va pierde tot potențialul. Deci e foarte important ca săptămâna aceasta săgetătorii să se folosească de toată această energie de susținere pe care o au ca să facă orice modificare e necesară ca să-i aducă pe traiectoria de viață care o să le dea împlinire, fericire, bucurie. Și nu e vorba doar de lucrurile mari, e vorba și de lucrurile mărunte, de obiceiurile de zi cu zi. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru săgetători pentru săptămâna 23-29 noiembrie. Avem puterea, forța, da?
Săgetătorii, săptămâna aceasta, exact cum am spus, sunt susținuți. Au foarte multă susținere de la Univers să facă orice modificare este necesară pentru binele lor suprem. Această carte reprezintă și zodia leului. S-ar putea ca săgetătorii să fie susținuți, ajutați de un leu sau de un rac sau de un profesor, o profesoară, de o persoană mai în vârstă, mai inteligentă, cu foarte multă experiență de viață. O săptămână cu foarte mult potențial pentru săgetători. Ar fi bine să nu ratați această oportunitate de a face o modificare în viața voastră, pentru că mai aveți încă 3 săptămâni în care soarele vă tranzitează zodia natală, încă 3 săptămâni să beneficiați de toată această susținere care este asupra voastră, dar dacă nu faceți modificările care se cer de la voi săptămâna aceasta, efectiv o să ratați tot acest potențial. Săptămâna aceasta justiția este de partea voastră, legile sunt de partea voastră, puteți să vă creați o reputație mult mai bună, o imagine publică mult mai bună. Puterea este în mâinile voastre, voi va trebui să faceți deciziile. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Și hai să trecem mai departe pentru nativii din Scorpion, cei care aveți luna natală, ascendentul sau aglomerare de planete în Scorpion. Pentru voi avem doiul de monede. O săptămână în care oscilați între două oportunități. Pentru Scorpioni, zodia rac reprezintă casa a noua astrologică care guvernează călătoriile, filozofia, tot ce ține de etică, religie, morală, studii universitare, justiție, legi, tot ce e internațional, intercultural și călătorii în străinătate. O parte dintre Scorpion săptămâna aceasta o să aibă un moment de ezitare între două opțiuni, între două cursuri la facultate, nu știu pe care să-l aleagă, ce opțional să aleagă, poate între două universități, nu știți pe care dintre ele să o alegeți, poate o să aveți ocazia să aplicați pentru un semestru sau un an de studii în străinătate și nu știți între care opțiuni să alegeți. Pentru cei mai maturi, poate o să primiți două oferte de lucru, una din țară, una din străinătate sau ambele din străinătate și nu știți pe care dintre ea să o alegeți. Susținerea Universului săptămâna aceasta pentru Scorpioni vine de la un nativ din zodia rac sau de la un profesor, de la un avocat, pentru o parte dintre voi poate să fie de la un preot sau de la cineva care a fost deja plecat în străinătate. Nu luați o decizie înainte să vă consultați cu cineva care a trecut deja printr-o situație similară. Dacă sunteți tineri și ezitați între două cursuri sau între două universități sau între două opțiuni de studiu în străinătate, consultați-vă mai întâi cu cineva care a făcut deja ceva similar în trecut. Dacă sunteți mai maturi și ezitați între două oferte de muncă în țară sau în străinătate, consultați-vă cu cineva care a lucrat deja cu această agenție de forță de muncă sau care a lucrat deja cu firma, cu firmele între care ezitați. Cereți sfatul unei persoane care a trecut deja prin această experiență. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru nativii din zodia Scorpion pentru săptămâna 23-29 noiembrie 2020. Pentru Scorpioni, doiul de monede, da? Clarificat de doiul de monede. Clar ezitați, nu știți ce alegere să faceți, sunteți blocați și săptămâna aceasta este foarte important să vă propuneți voi mental, conștient, să fiți mai adaptabili. Știu că Scorpionul este o zodie fixă, de apă, sunteți destul de fixiști, de prinși acolo în modul vostru de a fi, de a gândi, de a acționa. Săptămâna aceasta vi se cere să fiți mai maleabili, pentru că lucrurile o să se schimbe, informațiile o să se schimbe de la un moment la altul, o să primiți informații noi, o să vedeți că și realitatea o să se schimbe pe măsură ce primiți aceste informații noi, aceste informații suplimentare.
Și de aceea este important ca voi să fiți maleabili ca să puteți să faceți aceste corecții de traseu pe măsură ce noi informații ajung la voi. Săptămână foarte interesantă pentru Scorpion. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi. Și hai să mergem mai departe. La Zodia Balanță. Pentru nativii din Balanță, cei care aveți ascendentul, luna sau o aglomerare de planete în harta natală în Balanță, pentru voi săptămâna aceasta a ieșit cartea care vă reprezintă, Justiția. Ca remediu naturist pentru Balanțe, săptămâna aceasta ar fi bine să consumați ulei de măsline sau măsline în formă crudă dacă le găsiți. Bineînțeles, dacă acest lucru nu contravine cu anumite probleme de sănătate pe care le aveți deja. Uleiul de măsline puteți să-l folosiți în numeroase feluri, la gătit, în salate, ca tratament pentru păr, pentru mâini, pentru unghii, în o grămadă de feluri. Pentru Balanțe, Zodia Racului reprezintă casa a 10-a astrologică, care guvernează tot ce e legat de carieră, imagine publică, relația cu tata sau cu figurile masculine importante din viața voastră, reputația pe care voi aveți în lume, faima voastră, dar și acele domenii pe care sunteți experți. Săptămâna aceasta, Balanțele s-ar putea să-și dorească să facă o schimbare de direcție în carieră, să vă schimbați complet traiectoria profesională, să vă schimbați complet imaginea publică, reputația, lucrurile pentru care sunteți cunoscuți, recunoscuți ca experți. Energia momentului vă susține în această direcție. E săptămâna ideală să faceți orice modificare de acest gen în viața voastră, pentru că o să aveți sorți de izbânde și văd aici că vă va duce într-o direcție mult mai pozitivă pentru voi. Pentru o parte dintre Balanțe, săptămâna aceasta este momentul să aveți niște discuții serioase cu tatăl vostru sau cu bărbați importanți din viața voastră și să dați cărțile pe față, să regândiți, să reclădiți ceva în această relație. Hai să scoatem o carte de clarificare pentru nativii din Zodia Balanță pentru săptămâna 23-29 noiembrie 2020. Pentru Balanțe avem Pajul de Cupe. Balanțele o să primească săptămâna aceasta o ofertă, o ofertă nouă, o ofertă foarte tentantă. Dacă e vorba de ofertă la locul de muncă, în carieră, este oferta de a o începe de la zero într-o nouă carieră, într-o nouă direcție profesională care să vă aducă, pe lângă împlinire materială pe care deja o aveți, să vă aducă și împlinire spirituală sau emoțională. Să fie un loc de muncă care să vă facă să vă simțiți bine cu munca pe care trebuie să o depuneți, cu efortul pe care trebuie să-l depuneți zi de zi. Acesta nu va fi un job, va fi o carieră, o menire, aveți o chemare în direcția aceasta. Dacă e vorba de o relație de dragoste, cineva vine către voi cu o ofertă nouă, s-ar putea să fie un nou partener pentru cei care sunteți singuri sau pentru cei care sunteți în cale de despărțire de vechiul partener sau de vechea parteneră, apare cineva nou, cineva mai neexperimentat, dar în același timp cineva mai onest sau cel puțin o persoană la care tocmai prin prisma acestei lipse de experiențe o să vă dați seama de onestitatea ofertei, pentru că nu vă poate minți sau dacă atunci când încearcă să vă mintă o să vă dați seama dintr-o privire, pentru că nu e experimentat în această direcție. Pentru cei care sunteți deja într-o relație serioasă și n-aveți gânduri de a termina relația, poate să fie o nouă ofertă din partea partenerului vostru sau a partenerei voastre de a reînnoi legătura dintre voi, de a o lua de la zero, de la capăt cumva. O energie foarte interesantă și pentru Balanțe, o energie foarte bună, foarte pozitivă pentru voi săptămâna aceasta. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Până săptămâna viitoare vă doresc să aveți o săptămână minunată și hai să mergem mai departe la Fecioare. Pentru nativii din Zodia Fecioară, cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de planete în Fecioară, pentru voi avem Pajul de Monede. Fecioarele vor dori săptămâna aceasta să facă anumite modificări, anumite schimbări în lumea lor materială, în mediul lor înconjurător. O parte dintre fecioare o să
reorganizeze mobila prin casă, o să schimbe decorația sau aranjamentul interior al locuinței lor. O parte dintre fecioare s-ar putea să descopere noi metode de a face bani, niște activități din care poate să scoată venituri suplimentare, nu trebuie să fie neapărat un job nou, poate să fie un hobby din care dintr-o dată vă dați seama că puteți să scoateți și niște bănuți. Partea dintre fecioare s-ar putea să înceapă o nouă rutină de fitness, de exerciții fizice, să schimbe ceva în alimentația lor, în lucrurile materiale tangibile care vă înconjoară. Pentru orice modificare sau schimbare vreți să inițiați săptămâna aceasta, puteți să vă bucurați de suport de la prietenii voștri, de la anumite cluburi din care faceți parte, s-ar putea să găsiți prin intermediul internetului anumite grupuri de suport, anumite canale de YouTube, bloguri, vloguri, lucruri care să vă ajute să vă dea idei noi în această direcție, să vă ajute să evoluați în această nouă metodă de a face bani, de a mânca, de a face sport, de a vă aranja casa, orice ar fi. Veți găsi susținere prin internet, prin grupuri de, sau prin grupuri de prieteni, prin cluburi din care faceți parte. Dacă încercați să transformați un hobby într-o variantă secundară de venit, săptămâna aceasta ar fi indicat să vă uitați pe internet la grupuri de Facebook, bloguri, vloguri, grupuri de suport, de susținere sau de la influenceri care susțin mici întreprinzători. Dacă vreți să faceți o schimbare în casă, în locuința voastră, iarăși e o săptămână ideală în care puteți să găsiți idei, inspirație pe internet, pe Pinterest, pe YouTube, pe Instagram. Iar dacă va fi cazul să faceți niște mutări fizice, că vă mutați într-o locuință nouă sau vreți să vă rearanjați mobila în actuala voastră locuință, puteți să cereți ajutorul prietenilor să vină să vă ajute cu aceste modificări, aceste schimbări pe care vreți să le implementați. Dacă aceste schimbări se referă la o nouă rutină de fitness sau un nou mod de alimentație, iarăși puteți să găsiți foarte multe resurse care să vă ajute în această direcție pe internet. Poate anumite aplicații care să vă ajute să țineți tracking cu nivelul de activitate sau caloriile pe care le mâncați, puteți să găsiți rețete, tutoriale interesante pe internet, s-ar putea chiar să găsiți rutine de sport, de exercițiu fizic, care le puteți face de acasă, dar să le găsiți pe internet și să vă folosiți de aceste resurse. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru nativi din Zodia Fecioară pentru săptămâna 23-29 noiembrie 2020. 10 de bâte. Pentru acele fecioare care se simt singuri, copleșiți, obosiți, ca și când nu mai au energie, nu mai poate să ducă lucrurile până la capăt, săptămâna aceasta este foarte important să știți că aveți susținere, că prietenii voștri sunt acolo, sunt alături de voi și chiar dacă nu vă contactează ei proactiv, atunci când voi cereți ajutorul, prietenii voștri vor fi acolo, vor fi alături de voi și sunt mai mult decât dornici să vă ajute, să vă susțină, să facă orice pentru voi. Nu sunteți singuri, aveți susținerea aceasta de la univers, folosiți-vă de ea. Să nu vă fie teamă, să nu vă fie rușine să vă contactați voi prietenii, să cereți ajutor atunci când aveți nevoie, pentru că sunt dornici să fie acolo alături de voi, să vă susțină. O energie foarte frumoasă pentru fecioare. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și hai să mergem mai departe la Zodia Leu. Pentru nativii din Leu, cei care aveți ascendentul sau luna natală în Leu, 8-ul de bâte, o carte de viteză împreună cu altă carte de viteză. Leii, sunteți înconjurați de viteză săptămâna aceasta. Atenție că această viteză să fie una canalizată corect și să nu fie la volan. Da? Vă rog frumos, nu viteză exagerată la volan. Folosiți-vă de această viteză, de această inerție ca să faceți schimbări în interiorul ființei voastre, mai ales în toate lucrurile care sunt legate de casa 12 astrologică, da? Tot ce ține de subconștient, de lumea cealaltă, de
finaluri, limitări materiale, de relația cu oamenii mai în vârstă, vârsta a treia, viața de apoi, karma, spirit, înger, da? Tot ce e legat de aceste teme, săptămâna aceasta poate să prindă viteză în viața voastră, nu viteză la volan, da? Aceasta e săptămâna în care leii trebuie să învețe că lucrurile pe care le-au inițiat nu se desfășoară tot timpul ca un sprint. Acum este momentul să intrați în viteza de maraton. Vi se cere să depuneți efort susținut, constant și să faceți managementul efortului astfel încât să n-ajungeți la burnout. Este o săptămână ideală ca să readuceți în discuție tema echilibrului dintre viața privată și viața profesională, să vedeți unde trebuie să faceți recalibrări în această direcție. Combinația acestor două cărți mă duce cu gândul la longevitate. Prin urmare, dacă aceasta este o temă care vă interesează, care este importantă pentru voi, săptămâna aceasta este important să vă uitați atent la viața voastră și să vedeți ce obiceiuri nu vă ajută în direcția aceasta. Să vedeți ce trebuie să faceți, ce trebuie să modificați sau să recalibrați în viața voastră, astfel încât să vă asigurați longevitate în toate domeniile, longevitate în relații, longevitate în proiecte, în viața voastră, pentru corpul vostru fizic, longevitate. Ce trebuie să faceți ca să asigurați longevitate pe orice domeniu de viață este de interes și de importanță pentru voi. Pentru că dacă nu faceți aceste recalibrări și dați înainte ca micu, s-ar putea să ajungeți la burnout, s-ar putea să ajungeți la un moment dat să nu mai puteți să susțineți acest efort. Și săptămâna aceasta vă cere tocmai să faceți acest moment de pauză și de recalibrare. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru nativii din Zodia Leu pentru săptămâna 23-29 noiembrie 2020. Roata norocului. Pentru lei se învârte roata și dacă ați depus foarte mult efort în trecut, săptămâna aceasta o să începeți să vedeți rezultatele acestui efort. Dacă n-ați depus foarte mult efort în trecut și săptămâna aceasta de-abia inițiați un proiect, o relație, o activitate nouă, acum este momentul în care trebuie să depuneți efortul și în curând se vor vedea și rezultatele. Roata norocului este o carte neutră care ne arată că există atât potențial pozitiv cât și negativ. Este decizia voastră în ce direcție vreți să învârtiți această roată. Dacă vreți să obțineți rezultatele pozitive din această carte, atunci trebuie să depuneți acest efort susținut, constant. Dacă nu sunteți dispuși să depuneți acest efort, roata nu se va învârti și va sta pe loc. N-aveți nici cum să obțineți rezultatele pe care roata norocului vi le promite. După cum v-am spus, decizia este în mâinile voastre. Voi vă faceți singuri realitatea, voi vă faceți singuri viitorul. Mare atenție să nu ajungeți la oboseală cronică, pentru că atunci nu veți putea să continuați să faceți lucrurile care vă dau plăcere, împlinire, bucurie. O parte dintre lei săptămâna aceasta s-ar putea să primească mesaje de la lumea spirituală, de la îngeri, fiți foarte atenți la aceste mesaje pentru că sunt foarte importante pentru voi, vă vor ghida pe direcția voastră de viață, pe direcția voastră de karmă. E o săptămână în care puteți să vă eliberați de anumite limitări mentale pe care le aveți, să vă dați seama că puteți să faceți mai mult decât v-ați imaginat, o săptămână în care aveți foarte multă susținere de la lumea invizibilă, de la lumea spirituală, de la moși, strămoși, de la îngeri. Parte dintre voi s-ar putea să aveți probleme cu somnul, să aveți momente de insomnie, de aceea e foarte important să vă luați momente și pentru voi săptămâna aceasta, să petreceți timp în rugăciune, în meditație, în diverse tehnici de aliniere spirituală. Săptămână foarte interesantă pentru lei. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și hai să mergem mai departe. Pentru nativii din Zodia Rac, pentru cei care aveți luna, ascendentul sau aglomerare de planete natale în Rac, avem forța sau puterea, cartea care reprezintă Zodia Leului. Pentru nativii din Zodia Rac, dacă căutați un remediu naturii săptămâna aceasta, ar putea să fie ghimbirul, bineînțeles dacă nu contravine cu anumite medicații sau terapii sau dacă nu vă face mai mult rău pe anumite boli cronice de care suferiți, dar mare atenție aici
înainte să folosiți ghimbirul, să vă asigurați că nu contravine cu situația voastră de sănătate la momentul actual. Racii s-ar putea să beneficieze săptămâna aceasta de ajutor de la un nativ din zodia Leu sau să aibă ceva legături aici de împărțit cu cineva din zodia Leu sau cu un săgetător. Pentru nativii din zodia Rac, săptămâna aceasta este activată casa întâi a zodiacului, care guvernează tot ce ține de sine, de ego, de corpul fizic, prima impresie, de identitatea ta, felul în care înfrunți viața și despre noi începuturi. Săptămâna aceasta racii o să dea impresia sau o să fie percepuți ca niște persoane foarte puternice, foarte echilibrate, care sunt pe direcția lor de viață, știu exact ce vor să-și obțină, știu exact cum să obțin aceste lucruri și acționează pentru a-și atinge țelurile fără frică, fără rezerve. Racii sunt un model de urmat pentru toate celelalte zodii săptămâna aceasta. Dacă aveți un nativ din zodia Rac în viața voastră, va fi un adevărat spectacol să-i urmăriți săptămâna aceasta, să vedeți cum sunt puternici, încrezători, creativi, neînfricați, cum se mișcă exact în direcția necesară pentru a obține ceea ce vor. Dacă un nativ din zodia Rac vrea să facă o schimbare la aspectul fizic, nu știu, să își schimbe look-ul, freza, părul, unghiile, garderoba săptămâna aceasta, e momentul ideal ca să faci această schimbare pentru că te va aduce mai aproape de eul tău interior, de adevăratul tău sine, te va face să pari mai important, mai impunător, mai puternic, mai ales dacă e vorba de modificări de păr, de freză, sunt ideale săptămâna aceasta pentru toți racii. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru nativii din zodia Rac. Pentru cei care aveți ascendentul, luna natală în Rac sau o aglomerare de planete în Rac, cărți de clarificare pentru săptămâna 23-29 noiembrie 2020. Roata norocului, aceeași carte care a ieșit ca și clarificare și pentru lei, da? Săptămâna aceasta clar există o legătură între Rac și lei. Și dacă un nativ din zodia Rac caută metode de a-și suplini banii obținuți prin muncă proprie, săptămâna aceasta este ideală pentru așa ceva. Norocul este de partea voastră, roata norocului este de partea voastră. Atunci când mergeți să negociați un contract sau să renegociați un contract de muncă, să cereți o mărire de salar, aveți mari sorți de izbândă pentru că sunteți încrezători, sunteți puternici, sunteți siguri pe voi, aveți toate detaliile, toate motivele bine scrise pe o listă, sunteți pregătiți și intrați acolo în această negociere pe poziția de putere, pe poziția de superioritate. Săptămână foarte interesantă pentru raci. Folosiți-vă de susținerea unui nativ din zodia Leu sau unui nativ din zodia Săgetător săptămâna aceasta pentru a obține ceea ce vă doriți, pentru a face modificarea care vă doriți. Dacă vreți să obțineți bani mai mulți la muncă, folosiți-vă de ajutorul unui coleg sau unei colege leu sau săgetător. De asemenea, dacă doriți să faceți o schimbare de look, dacă știți cumva că coafeza voastră este leu sau săgetător, mergeți la sigur, aveți încredere în ce vă sugerează pentru că va fi schimbarea ideală pentru voi. O săptămână interesantă pentru raci, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și hai să mergem mai departe la gemeni. Pentru nativii din gemeni, cei care aveți luna natală, ascendentul sau aglomerare de planete în gemeni, avem regina de cupe. Pentru gemeni, săptămâna aceasta două lucruri sunt activate pentru voi. Pe de o parte, casa a doua astrologică, care semnifică lucrurile care vă dau siguranță și confort. Și pe de altă parte, viața voastră emoțională, emoțiile care vă guvernează realitatea și trăirile zi de zi. Săptămâna aceasta ar fi indicat să vă țineți departe de alcool, de droguri, de orice fel, de substanțe care vă alterează capacitatea de a percepe realitatea și starea emoțională în orice fel. Săptămâna aceasta gemenii de asemenea trebuie să aibă grijă să nu mănânce mai mult pe fond emoțional. Nu folosiți mâncarea, alcoolul, orice substanță chimică,
fizică pentru a vă ascunde emoțiile în spatele acestui consum excesiv. Săptămâna aceasta gemenii poate să fie plăcut surprinși de o nouă sursă de venit care apare în viața lor sau de lucrurile fizice pe care le dețin. Să găsească în dulap o pereche de pantofi sau o rochie care n-au mai purtat-o de mult, de care au și uitat că o au, și lucrul ăsta să le dea un sentiment de împlinire, de fericire, de wow, redescoperirea lucrurilor fizice, materiale pe care ei le dețineau deja, dar de care au uitat și care acum, prin această redescoperire, le readuce o stare de bine, o stare plăcută, de confort, de stabilitate materială și emoțională în viața lor. Pentru toți gemenii, săptămâna aceasta, stabilitatea voastră emoțională este strâns legată de stabilitatea voastră financiară și economică. Dacă lucrurile nu stau bine într-o direcție, nu o să stea bine nici în cealaltă direcție, da? Influența merge în ambele direcții, adică voi s-ar putea ca fizic, obiectiv vorbind, să aveți această stabilitate economică, da? Aveți un acoperiș deasupra capului, un venit sigur, constant, în care vă permiteți tot ceea ce vă doriți, dar sunteți nemulțumiți emoțional din anumite motive și lucrul ăsta se transferă și asupra veniturilor voastre, deveniți nemulțumiți și de acest lucru, chiar dacă ele fizic, obiectiv, nu sunt corelate. Emoțiile voastre poate să vă impacteze inclusiv capacitatea voastră de a câștiga bani săptămâna aceasta. Dar lucrurile merg și invers. Dacă nu câștigați suficienți bani, nu o să vă simțiți împliniți emoțional, pentru că tot timpul o să aveți aceste lipsuri, acest sentiment de lipsă, de incertitudine. Hai să scoatem o carte de clarificare pentru gemeni săptămâna aceasta. Au sărit multe cărți aici. Hai să vedem. Foarte multe cărți. Da, exact ce spuneam. Starea voastră emoțională este strâns legată de gândurile voastre, dar și de stabilitatea voastră fizică. Și săptămâna aceasta există riscul de mari excese în alte zone, da, excese alimentare, excese cu alcoolul, cu medicamentele, cu orice alte substanțe, ca să acoperiți cumva aceste lipsuri care se întâmplă pe cu totul și cu totul alt nivel. Dar dacă vă uitați obiectiv, voi sunteți de fapt stabil, da? Sunteți această regină de monede care, obiectiv vorbind, are tot ce este necesar pentru a se simți în siguranță, pentru a avea o viață confortabilă. Toate acestea, anumite lucruri din mintea voastră, vă tot dă așa târcoale și ceva vă nemulțumește acolo. Și acum e momentul să faceți decizia conștientă să plecați din această situație, să vă îndepărtați de această gândire care vă limitează sau de acești oameni care fie sunt agresivi verbal, fie vorbesc, aiurea vorbește gura fără ei și lucrurile astea vă deranjează, da? Plecați din orice mediu care vă deranjează, eliberați-vă de gândirile limitatoare, pentru că e momentul să construiți ceva. Să construiți ceva nou. În momentul în care vă eliberați de acel lucru vechi, veți putea să construiți ceva nou. Da, construiți ceva nou pe baza unei decepții din trecut, dar dacă rămâneți blocați în această decepție, în această trădare, nu o să puteți să treceți mai departe. Folosiți-vă de această decepție, de această trădare, de acest lucru care nu a ieșit bine în trecut, ca o lecție de învățat. Bun, așa nu mai vreau să fie niciodată și în viitor vă va aștepta marea victorie, o mare sărbătoare. O mare sărbătoare care vine și cu mai multă stabilitate financiară decât aveți acum. Este în mâinile voastre să vă eliberați de gânduri, persoane, locuri toxice. Este în mâinile voastre să hotărâți cum vreți să procedați, să rămâneți blocați într-o energie negativă, într-un eveniment neplăcut din trecut sau să trageți niște învățături de minte, niște lecții din aceste evenimente și să mergeți mai departe mai înțelepți, cu mai multă experiență și cu un plan de atac mai bine conturat, mai bine pus la punct. E decizia voastră, aveți liberul arbitru. Eu v-am dat toate informațiile necesare ca să puteți să luați niște decizii informate.
De aici încolo, puterea este în mâinile voastre. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și hai să mergem mai departe pentru nativii din Zodia Taur, cei care aveți ascendentul, luna natală, o aglomerare de planete în Taur. Pentru voi avem diavolul sau Zodia Capricornului. Foarte interesant pentru Tauri. Săptămâna aceasta se activează axa caselor 3-9, care guvernează comunicarea, comunitatea, ceea ce gândești, cum comunici, colegii, vecinii, frați, surori, educația primară și călătorile scurte versus călătorile pe lungă durată, filozofia, etica, studiile universitare, călătorii în străinătate, justiție, legi, religie, tot ce ține de internațional, intercultural. Pentru voi se activează această polaritate între mediul vostru imediat și lumea, planeta în general, între vecinii, frații, surorile, colegii voștri de muncă și societate în general, între gândirea voastră și principiile societății din care faceți parte. E una dintre cele mai plăcute axe care se pot activa, pentru că niciuna dintre cele două case nu are aspecte negative, sunt două case astrologice foarte pozitive. Hai să scoatem o carte de clarificare, să vedem cum se activează această polaritate pentru Tauri. Se activează cu împăratul, cu cartea care reprezintă zodia berbecului și casa 12 astrologică pentru Tauri. Se activează din subconștientul vostru. O să aveți susținere de la o persoană mai în vârstă, de la un rac, capricorn sau berbec, pentru a face anumite schimbări în viața voastră, pentru a face niște schimbări în mediul vostru imediat, care să se reflecte în viața voastră în general. S-ar putea să faceți niște schimbări la locul de muncă, să vă transferați dintr-o echipă în alta și să începeți să lucrați cu noi colegi, cu noi persoane. S-ar putea să faceți o schimbare în cercul vostru imediat de prieteni, în oamenii cu care vă înconjurați zi de zi, sau orice schimbare mică care treptat de-a lungul timpului va avea efecte majore în viața voastră. Poate să fie o schimbare în modul în care comunicați, în traseul pe care îl parcurgeți zi de zi de acasă la locul de muncă, în relația cu frați, surori, vecini, colegi de muncă. În orice caz va fi o schimbare într-o direcție pozitivă pentru voi, pentru că această schimbare vă va da mai multă putere, vă va da mai multă autonomie sau poate să vină cu susținere de la o persoană mai în vârstă, o persoană autoritară, care să aprecieze aceste modificări pe care le faceți în viața voastră și să vă demonstreze într-un fel fizic sau doar verbal această apreciere pentru schimbările pe care le-ați inițiat în viața voastră. Săptămână interesantă pentru Tauri, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi și hai să mergem mai departe la ultima sau prima, cum vreți să vedeți, zodie pentru berbeci, pentru cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de planete în berbec. Pentru voi avem 4 de bâte, o carte de sărbătoare, o carte extrem de pozitivă. Berbecii au săptămâna aceasta motiv de sărbătoare în casă, în familie, în mediul lor imediat, în mediul lor apropiat. S-ar putea să sărbătorească ceva în legătură sau împreună cu mama. Oricum va fi o sărbătoare în interiorul locuinței, interiorul casei, cu membrii cei mai apropiați din familie. Hai să vedem o carte de clarificare pentru nativii din Zodia Berbec. Ce au de sărbătorit berbecii în această săptămână? Clarificare pentru săptămâna 23-29 noiembrie 2020. Avem aici 3-ul de bâte. Berbecii sărbătoresc faptul că li se recunoaște un merit și această recunoaștere e posibilă să vină cu o recompensă financiară. Anumite acțiuni pe care berbecii le-au întreprins cu mult timp în urmă, acum își arată rezultatele, e posibil să fie anumite rezultate financiare și asta vă dă motiv de sărbătoare, motiv de bucurie în familia voastră, în mediul vostru înconjurător. Pentru acei berbeci care au un taur în familie sau au ceva de-a face de împărțit cu un taur, s-ar putea ca săptămâna aceasta să vi se ceară să ajutați un nativ din Zodia Taur să treacă prin anumite schimbări, prin anumite tranziții în viața lor,
și e posibil ca în urma acestui ajutor să vi se dea o răsplată la care nu vă așteptați. Da? Voi poate v-ați așteptat că faceți un fel de muncă pro bono, dați un ajutor la care nu vă așteptați să primiți o răsplată și acum vedeți la finalul săptămânii că totuși efortul vostru, munca voastră a fost apreciată. Pentru o parte din berbeci, această recompensă financiară care vine către voi săptămâna aceasta era ceva la care nici nu vă mai așteptați că o să primiți. Poate erau niște bani pe care i-ați dat împrumut și săptămâna aceasta îi primiți înapoi, sau poate că erau niște salarii compensatori, niște bani din urmă care vi se cuveneau și acum iese decizia judecătorească finală și vi se dă dreptate de cauză și vi se vor returna acești bani. Foarte multă energie pentru berbeci, foarte multă forță creatoare, foarte multă putere aici, multă voie bună și, per total, o săptămână frumoasă, o săptămână plină de surprize, o săptămână în care puteți să faceți ceva modificări în casă, s-ar putea o parte dintre berbeci să zugrăvească, să schimbe ceva la locuință sau să îmbunătățească ceva la locuința lor. Posibil pentru unii berbeci să trebuiască să vă vedeți nevoiți să faceți ceva îmbunătățiri la sistemul de încălzire, de termoficare din locuința voastră. În orice caz, orice îmbunătățire aduceți săptămâna aceasta la locuința voastră, vă va aduce și beneficii pe termen lung. Că sunt costuri mai scăzute la întreținere sau vă crește valoarea proprietății și în viitor, când o să vreți să o vindeți, o să puteți să primiți mai mulți bani pentru ea. Săptămână foarte frumoasă și pentru berbeci. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Și înainte să terminăm cu etalarea pentru această săptămână, hai să scoatem și un mesaj de la cărțile Oracol Puterea Gândului de Louise Hay. Bun. Hai să vedem un mesaj de la cărțile Oracol pentru toate zodiile. Pentru săptămâna 23-29 noiembrie 2020. Hai să vedem. Mesajul este: sunt flexibilă și curgătoare. Mesajul pentru toate zodiile este să fiți ca apa, da? Ca această energie din spatele acestei cărți, care este o zodie de apă, dar acestea sunt o zodie cardinală de apă. Sunt o zodie care inițiază schimbări. La fel și voi trebuie să fiți flexibili și curgători ca apa săptămâna aceasta. Să faceți schimbările de traseu care se cer de la voi, pentru că vor fi schimbări într-o direcție pozitivă pentru voi. Sunt deschisă la nou și la schimbare. Fiecare moment îmi oferă o nouă și minunată ocazie de a deveni mai mult din ceea ce sunt. Curg cu grație și ușurință împreună cu viața. Un mesaj foarte frumos pentru toate zodiile săptămâna aceasta. Vi se cere să fiți mai flexibili, să faceți modificările care sunt necesare în viața voastră, astfel încât să trăiți viața pe care voi vă doriți, pentru că este în puterea voastră să creați realitatea pe care vă doriți pentru voi înșivă și pentru cei din jurul vostru. Universul este unul pozitiv, este unul iubitor care ne susține și ne dorește binele, dar trebuie ca și noi să vrem. Universul este unul pozitiv, iubitor, darnic, care ne dorește binele, ne dorește ca noi să obținem tot ce ne putem imagina, dar trebuie ca și noi să acționăm în această direcție. Să fim maleabili ca să facem modificările de traseu care sunt necesare ca să ajungem cât mai rapid și cât mai ușor la țelul nostru, la ținta noastră finală. O energie foarte frumoasă pentru această săptămână. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică toată această interpretare pentru voi. Vă mulțumesc încă o dată tuturor celor care s-au abonat, vă mulțumesc pentru toate like-urile, share-urile, subscribe-urile și mai ales comentariile voastre. Îmi plac foarte, foarte mult, le citesc pe toate, încerc să vă răspund tuturor în limita timpului disponibil. Vă doresc să aveți o săptămână minunată. Pa, pa!